Da, eu n-am, nu l-am terminat. Gardul ăsta și... L-am fotografiat. Îi admiram... Doar că am barbă și nu mi-aș scuza. Îi admiram... Îi povesteam că Duca la origine de acolo, de la Iași. A fost repartizat aici. Și domnul Jumă a fost o de care fac regin. Ei nu pun regina. Iar cum am intrat pe toată la mare. Dacă aș putea să o cumpăr, eu sunt o introducere. Eu sunt... Miră mare pe aici acest lucru. De asta a spus Lumina Batilor. François Millet. Eu am fost în Franța acum 3 ani și a plecat pe unde... Ai timp până la 4? Da, ia uitați aici. Hai că te spune. Bine, culorile sunt nuanțate. Nuanțate, da. Și vă salut, domnul primar. Ați venit în depresiunea Hărăzul. Am oferit libertatea, un carmaș, cum să spun. Sunt foarte frumoase. A, uite! A fost un moment. Da, 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 e emblema. Ce face de la asta? Ia uite și capul. Da, uitați aici. Acolo. Da, da, da. Da? Da. 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 Fiecare din zona respectivă, înainte de a obține certificatul de urbanism și impunere. Nu suntem de capul meu. Să rămână. Deghizat, de. Așa cum spunea și colega mea, această ediție are o amprentă deosebită pentru că se desfășoară în plin an centenar, 100 de ani de la Marea Unire. Aș face precizarea că cu mai bine de 6 luni în urmă m-am apucat să scriu un proiect pentru a obține fondurile necesare pentru ceea ce
gândit noi să facem de centenar. Iată că acest proiect a prins contur, am primit 54.000 de lei de la Ministerul Culturii pentru a desfășura în cadrul unui proiect amplu care se numește Salonul Național de Artă Contemporană și Tabăra de Pictură de la Măldărești. Îi mulțumesc colegei mele, Liliana Beu, că a avut puterea de muncă să pună pe picioare această tabără. Iată, suntem la a cincea ediție și că a reușit să o finalizeze, așa cum vedeți și dumneavoastră, cu un perete de artă impresionant. Aș mai face mențiunea că tot în cadrul acestui proiect am reușit să obținem finanțare, să publicăm și revista științifică a Muzeului Buridava, care ajunge și ea la un număr 14, în care lucrările colegilor noștri din țară, artiști, își vor găsi locul. Bineînțeles că vor apărea și articole de artă care vor veni să încununeze munca atât a dumneavoastră cât și a noastră, a muzeografilor din instituția noastră. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți prezenți la această tabără. Sperăm ca și anul viitor să ne revedem și să continuăm proiectul acesta și proiectele pe care le-am gândit alături de dumneavoastră. Mulțumesc și celorlalți colegi ai mei, muzeografii, referenții, gestionari custozi de aici, din cadrul Complexului Muzeal Măldărești, pentru efortul depus pe o perioadă de mai bine de 10 zile, pentru ca lucrurile să iasă așa cum am plănuit, așa cum credem că ar fi bine să fie. Când ne-am apucat să facem acest proiect, ne-am gândit să acoperim cam tot arealul județului Vâlcea, pentru că, într-adevăr, este un areal care merită văzut și vizitat. Colegii noștri artiști au vizitat nordul județului, comunele Perișan și Câineni, și ca să atingem și ceea ce a însemnat punctul culminant al bătăliilor de pe Valea Oltului, dânsii o să vedeți în piesele pe care le-au expus, în tablourile pe care le vedeți pe simezele din spatele dumneavoastră, au pictat câteva peisaje și câteva lucruri care au fost descoperite de noi în urma cercetării arheologice pe care am efectuat-o cu 2 săptămâni în urmă în Perișani, pe muntele Poiana Spinului. De aceea țin să mulțumesc, mod expres, domnului primar de la Perișani, care este aici prezent lângă noi, că ne-a sprijinit în demersul nostru, dar și primarului de la Câineni, care la fel ne-a sprijinit în ceea ce a însemnat consemnarea pe pânze a evenimentelor de acum 102 ani. Vă mulțumesc! Vreau să salut pe toți cei prezenți aici, să le mulțumesc pentru faptul că au dat curs invitației și iată, ne sunt alături la încheierea celei de-a cincea ediție a acestei tabere. Și continui prin a vă spune câteva lucruri legate de colegii pe care i-am în echipă. În acest an s-a dorit o echipă nouă, tocmai pentru a completa și diversifica patrimoniul cultural, artistic al Muzeului Județean. Și din acest motiv a apelat din nou la mine doamna director Liliana Beu. Faptul că am mers prin mai multe tabere de-a lungul anilor a ajutat să cunosc diversi artiști și asta a fost partea cea mai bună. În momentul în care cunoști artistul la lucru, poți să te încrezi și să-l iei alături de tine într-o echipă. Cunoscându-i pe toți, am știut ce anume să caut, să unească, să închege această echipă, ca lucrurile să meargă bine. Cred că am reușit, că am constatat că sunt foarte încântați și de locuri și de restul colegilor. Mai departe, ce să vă spun, vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături și ne-au tolerat, ne-au suportat, că artiștii nu sunt ușor de... nu e ușor să stai în preajma lor. Cam atât. Vă transmit cele mai bune gânduri din județul Suceava, mai bine zis din Bucovina, care este o zonă tot atât de frumoasă ca și județul Vâlcea, pe care eu l-am mai vizitat. Dar nu am ajuns niciodată în acest loc minunat, răzit de liniște și foarte multă pace. Despre expoziție, și noi organizăm tabere la Suceava, dar noi continuăm să în atelier munca începută în tabere și facem în general expozițiile la Muzeul Bucovinei, pentru că suntem în colaborare cu ei,
le facem în octombrie. În fiecare an, taberele de la noi se desfășoară într-o altă locație. S-a întâmplat ca 2 ani la rând să se facă la Vama, la Suceava, lângă Câmpul Lung Moldovenesc, dar în fiecare an schimbăm locația. Ce pot să vă spun despre colegii mei? Nu numai că sunt talentați, așa cum spunea Coman, este foarte important să știi pe cine alegi, pe cine aduci în tabără. În primul rând să se înțeleagă ca oameni. Și eu cred că artiștii, dacă stai lângă ei, sunt ușor de suportat, nu așa cum spunea Coman. Sunt foarte apropiați, cel puțin să spun despre acest grup. Și am să spun două vorbe despre expoziție în mare. Deși o să regăsiți elementele de aici, formele de aici, cula sau aceste grădini minunate, o să observați că este o diversitate de stiluri. Unii au încercat să esențializeze formele, alții le dau semnificații, alții sunt preocupați de armonia cromatică. Asta am și făcut eu, asta am vrut să reprezint. Dar multe din aceste lucrări vor fi continuate în atelier, vor fi coapte acolo. Natura este locul de unde pornim, locul care ne încarcă, locul care ne bucură. Am să mulțumesc în mod special doamnei Liliana Beu, pentru că este omul cu care am colaborat prima dată pentru această tabără. Mulțumesc muzeului de artă, domnului director. Mulțumesc tuturor celor care s-au străduit să ne simțim bine aici. Mulțumesc colegilor mei, care au fost niște talentați și îi felicit și mă bucur cu ei și le doresc succes în continuare. Mulțumesc. Expoziția aceasta este o expoziție într-adevăr inedită. Ea se pretează la expoziția în plen, la documentarea și la munca în plener pe care artiștii au realizat-o în acest răstimp. Intimitatea atelierului este una care fiecărui artist îi dă o dimensiune a experienței, însă pictura în plener îi apropie mai mult de energiile naturii, îi apropie mai mult de ceea ce înseamnă pictura adevărată. Iată că cei 10 artiști care astăzi sărbătoresc munca din tabără sunt artiști care s-au implicat în mod direct nu numai asupra problemelor care țin de istoria locurilor, ci și asupra centenarului Marii Unii. Frumusețea locului, dar și istoria se îmbină într-un mod fericit în lucrările domniilor lor. Este o expoziție care vorbește în primul rând despre mari artiști contemporani, despre mari artiști despre care vom mai auzi și despre care am auzit. Îi felicit pe toți și le doresc putere de muncă. Mulțumesc!